Bună, dragilor, și bine ați venit la Tarot Zilnic pe Zodi. Vă reamintim că veți găsi în descriere timpii pentru fiecare semn zodiacal în parte și, de asemenea, dragilor, vă reamintim că e bine să ascultați și semnele zodiacale în care aveți luna, ascendentul, nodul nord, pentru o mai mare acuratețe a detaliilor. Dacă nu cunoașteți aceste aspecte despre voi, intrați în descriere, este acolo un link, calcul astrogramă natală, intrați acolo, este absolut gratuit, nu știu a cui este site-ul, dar îmi place foarte mult felul în care face astrograma, mi se pare destul de exact și vedeți acolo și în ce semn zodiacal aveți nodul nord, ascendent, tot ce vreți voi, numărați-vă și planetele, să vedeți în ce semn zodiacal aveți cele mai multe planete, dar încercați să ascultați și de acolo că poate vi se potrivește mai bine. Bun, și acestea fiind spuse, începem cu sfatul zilnic. Și avem așa, fii impecabil în tot ceea ce spui. E din această serie și spune, vorbește cu integritate. E nevoie să ne asumăm, e adevărat, tot ceea ce spunem. Da? E nevoie să ne asumăm, asta este. Și spune că nu spune decât ceea ce gândești cu adevărat. Exact, eu v-am mai spus și în alte filmări, este pur și simplu punctul meu de vedere. Vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă voi aveți, eu știu, alte perspective, chiar sunt curioasă să le aflu. Dar eu cred că viața asta este destul de complicată în sinea ei și e ok să nu simplificăm, să nu complicăm și noi mai tare. Dacă spunem și noi ceea ce gândim, măcar triem lucrurile din viața noastră. Și dacă o persoană, două, da, din viața noastră, nu știu, li se pare interesant, da, această abordare, poate cu siguranță aplică și ei și eu zic că e mai bine să trăim în sinceritate și claritate decât în minciună și tot felul de învârtel pe acolo. Mai departe, evită folosirea cuvintelor pentru a te critica sau pentru a-l bârfi sau pentru a-i bârfi pe ceilalți. Da, iarăși, ceea ce spunem este foarte important. Acum să știți că de la cuvânt la faptă e doar un pas, da, nu e mult. Nu e mult și uneori chiar un cuvânt așa aruncat poate duce într-o zonă mai puțin plăcută pentru noi. Mai departe, spune așa, aplică puterea cuvintelor tale pentru rostirea adevărului și pentru exprimarea iubirii. Exact ce spuneam, dragilor, e un mesaj foarte profund aici. Deci e nevoie să ne exprimăm iubirea, da, să spunem te iubesc sau nu te iubesc, îmi place, nu îmi place, dar e nevoie să exprimăm. Să vorbim cu integritate, că dacă noi nu ne simplificăm viața, eu v-am spus că nu mă simt bine de luni, cu siguranță nu vin alții din exterior, da, să facă acest lucru. Da, eu încerc să fiu pozitivă, da, cu siguranță o să fiu din ce în ce mai bine. Hai să vedem, începem cu berbecul, să vedem pentru dragii mei berbești ce se întâmplă, ce se arată. Pisica a plecat la masă, da, ia masa, nu pot să o deranjez. A stat cu noi la sfatul zilnic și aveți așa situația cavalerul de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală care este regina de cupe. Wow, dragii mei berbeci, multă, multă pasiune aici, multă pasiune care are legătură cu o femeie, o femeie foarte dragă vouă, o femeie blândă, iubitoare, calmă, poate să fie vorba de o persoană alături de care voi vă simțiți foarte bine. E o persoană foarte influentă asupra voastră, o persoană foarte sensibilă și o persoană care poate să ocupă cu zona aceasta a ocultului. De asemenea, dragii mei berbecuți, să știți că e o zi în care posibil să fiți ceva mai aventurier decât de obicei. Să vă doriți să experimentați tot felul de lucruri din aceste ciudate. Și hai să vedem ce anume se întâmplă. Este împăratul, posibil o autoritate din viața voastră să-și facă apariția în această zi. Să aflați vești în acest sens pentru unii dintre voi. Pentru alții discutăm de faptul că e posibil să fiți împinși de la spate de un șef, da? Sau de o autoritate, de o persoană care este foarte importantă pentru voi. Și rezultatul final este regina de monede. Poate aflați că în sfârșit vi se deblochează niște bani pentru unii berbeci, pentru alții e posibil să intrați în contact cu o femeie, cu o altă femeie.
O femeie care stă bine din punct de vedere financiar, o femeie darnică, iubitoare, o femeie care este aici alături de voi, dragii mei berbeci, și pentru unii să știți că poate fi vorba și de niște bani, că îi primiți sau vi se deblochează niște bani, ceva de genul acesta, dar care au legătură cu statul, da, sau cu o autoritate din viața voastră. Dragii mei tauri, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, iarăși cavalerul de bâte, interesant, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, 5 de monede. Posibil să fie foarte mult chef de ducă, foarte mult chef de aventură așa în jurul vostru sau o persoană anume să aibă această energie și pur și simplu să nu vă simțiți bine, da? Să vă doriți poate afecțiune, poate să vă doriți mai multă atenție, da, pentru unii dintre voi și asta este bine. Asta este bine. Hai să vedem ce anume se întâmplă. Aveți regina de spade, posibil o veste pe care o primiți pe zona actelor sau o clarificare a unei situații pentru unii dintre voi. De asemenea, posibil să intrați în contact cu o persoană rece, detașată, o persoană care este intelectuală sau o persoană care, nu știu, se ocupă, da, cu zona actelor, o persoană care are o muncă, nu știu, care presupune să lucreze cu mintea, ca să spun așa. De asemenea, e o persoană rece, detașată, e o persoană care poate, da, să vă ajute să vă clarificați ceva anume. De asemenea, posibil voi să luați o atitudine mai rece, mai detașată, să vreți să clarificați o situație anume. Și rezultatul final, wow, soarele, ce frumos, dragii mei tăurași. Rezultatul final aici, să știți că îmi vorbește foarte clar de faptul că aveți parte de un succes, de o reușită în această zi, pur și simplu răsare soarele pe strada voastră și asta este extraordinar de bine. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, pajul de cupe sau valetul de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, 6 de cupe. Dragii mei gemeni, e o zi frumoasă pentru voi, e o zi în care zona copiilor este foarte bine aspectată aici, poate chiar faceți un drum către o persoană din trecut sau către un suflet pereche, către o persoană mai copiloroasă, către zona copiilor, da, pentru unii gemeni, nu știu, și văd aici foarte multe mesaje frumoase de dragoste pe care le primiți sau le oferiți, da, posibil și acest lucru. Și ce anume se întâmplă este diavolul, wow, niște dependențe foarte puternice aici, care ori sunt din copilărie, ori niște traume de atunci care abia acum le descoperiți, da? E și această idee de a vă descoperi pe voi în această idee de pajul de cupe, deci poate anumite lucruri ascunse pe care le aflați abia în această zi și parcă e așa ca un beculeț care se aprinde în mintea voastră. Și rezultatul final este lumea, deci reușiți să încheiați o karmă, reușiți să încheiați un ciclu, o situație. Ce să vă spun, aveți două arcane majore, este foarte intens ce e aici, poate simțiți câteva zile bune. Acum e și această eclipsă, da, pe în semnul vostru și posibil să vă dați seama de niște lucruri și să dărmați așa totul din temelii și asta e bine, dar oricum ar fi, ajungeți la o mai mare maturitate, dragii mei gemeni, la o situație în care pur și simplu reușiți să încheiați un ciclu, să învățați o lecție. Vedeți, este foarte mult roz aici, foarte mult roz. Poate e cazul să vorbiți cu integritate și cu voi, dragii mei gemeni, să fiți sinceri cu voi, în primul rând. Dragii mei răcușori, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, asul de spade, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, 4 de bâte, foarte frumos. 4 de bâte și asul de spade, cred că o veste pe care o primiți și care are legătură cu o sărbătoare, poate o invitație undeva la un eveniment, dar nu cred neapărat că e nuntă, da? Sau un eveniment așa în care se petrece bine. Văd aici totuși iarăși un alt element de noutate, un as de cupe, foarte, foarte frumos aspectat, deci
niște invitații frumoase, niște mesaje frumoase, niște vești frumoase pe care poate le-ați așteptat de ceva timp și abia acum își fac apariția, da? Ca să spun așa. Și ce anume se întâmplă? Wow, împărăteasa, dragii mei răcușori! Da, discutăm aici despre un nou proiect care își face apariția în viața voastră, posibil să fie ceva foarte profund, posibil să fie vorba de ceva de durată în viața voastră. Și e foarte interesant aici că sunteți într-o poziție, cel puțin dacă sunteți femeie, în care aveți toate șansele să clarificați ceva anume, aveți toate șansele să creșteți ceva exact ca pe un copil, un proiect sau ceva important pentru voi. Și rezultatul final este pajul de monede. Da, după cum spuneam, poate e vorba de un proiect pe zona aceasta profesională. De asemenea, văd aici că e posibil să învățați pe cineva ceva sau să învățați voi lucruri noi care au legătură cu un proiect, cu un copil, cu o sarcină pe care o aveți de dus la bun sfârșit și asta este bine. Dar nu neapărat sarcină în sensul că sunteți gravidă, da? Pentru unii da, e posibil și acest lucru, pentru alții chiar discutăm despre un angajament pe care vi l-ați luat sau un proiect, o nouă idee, cineva vă bagă într-un proiect, într-o chestie și atunci e foarte plăcut acest aspect pentru voi. Dragii mei lei, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, wow, îndrăgostiții, dragii mei lei, dar ce faceți voi aici? Ce anume se întâmplă? Rezultatul final și energia generală, pajul de bâte. Deci cum am întors cartea, efectiv m-am umplut și eu de energie, da? Dragii mei lei. În primul rând aici, wow, șasul de bâte și cu o pisică, cu un foc. Da, pisica nu mai e aici, dar vă iese în cărți, da, și tot e prezentă la voi. Foarte multă pasiune, da, foarte multă pasiune, o întâlnire foarte pasională cu cineva anume sau neapărat că vă întâlniți fizic, puteți să luați legătura cu o persoană care se simte atrasă de voi sau de care vă simțiți atrasă sau atrasă. E un suflet pereche, e adevărat. E o persoană care vă pune foarte mult în evidență partea voastră masculină sau partea voastră feminină. Se aprinde pur și simplu o flacără aici. De asemenea, posibil să vă vină idei noi, să faceți activități noi care pur și simplu sunt pe placul vostru. Și ce anume se întâmplă este spânzuratul. Deci, interesant aici, posibil să începeți să vedeți o persoană sau o situație dintr-un alt unghi, da, începând din această perioadă. V-am spus, e eclipsă totuși, da? E o săptămână în care se întâmplă evenimente, intră și Marte în Leu, în semnul vostru și vă activează acolo, vă face mult mai intens, ca să spun așa, și e posibil, v-am spus, să vi se cam pună pata pe cineva și să vi se pară o persoană anume mai interesantă față de cum vi s-a părut până acum și să o vedeți cu alți ochi. De asemenea, posibil să aveți parte de un mic mare blocaj într-o situație și să fiți puși să stați strâmb și să gândiți drept sau să stați drept și să gândiți strâmb. Și rezultatul final este eremitul, o maturitate mai mare la care ajungeți, poate în urma acestor lucruri care se întâmplă aici, reușiți să vedeți tot ceea ce e în jurul vostru într-o altă manieră, cumva mult mai profund, mult mai înțelept, poate chiar învățați ceva profund pentru voi, da? Ceva foarte bun. Iarăși posibil să intrați în contact, da? Dar în această perioadă, în această săptămână, nu știu, sunt trei arcane majore, e foarte mult, deci e foarte, foarte intens și foarte mult. Posibil să intrați în contact cu o persoană mai înțeleaptă decât voi sau o persoană mai în vârstă, o persoană care cunoaște un anumit domeniu mult mai bine decât voi. Și asta e bine. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 2 de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 6 de cupe. Ok, dragii mei, posibil să discutăm despre mesaje pe care le primiți ori din zona copiilor și de la distanță. Ori vă întâlniți cu persoane care sunt din trecutul vostru foarte, foarte îndepărtat, persoane poate chiar din copilărie sau aflați lucruri despre astfel de persoane și văd un drum, da, iarăși, un drum, drum cu distanță mare, drum, un drum pe care ați mai fost sau un drum pe care mergeți și parcă reîntâlniți anumite persoane din trecut.
Și iarăși văd niște planuri pe care vi le faceți, planuri posibili de viitor, dar pentru unii e posibil să vă reîntoarceți așa la copilul vostru interior, să căutați răspunsuri acolo. Și hai să vedem ce anume se întâmplă. Este 9 de cupe. O împlinire foarte mare, dragilor, pentru voi aici. E ceva foarte profund care se întâmplă în inima voastră. O împlinire absolut fantastică. Și rezultatul final, văd aici cavalerul de bâte și posibil să prindeți foarte mult curaj, să doriți să călătoriți mai mult sau să luați atitudine într-o situație, poate chiar vă entuziasmați, prindeți curaj și doriți să vă aventurați, da? Cu o anumită persoană, cu anumite lucruri, da? Din viața voastră și asta este foarte, foarte benefic. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, asul de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală este pajul de cupe. Wow, dragii mei, cei din zodia balanță sau cu luna, ascendentul, nodul nord, multe planete, da. Da, zic wow pentru că aveți un as de cupe și un as de monede și un paș de cupe, da, Mercur retrograd își spune cuvântul, cred că face și el vreo conjuncție cu luna și cu soarele, cu luna sigur face. Dragii mei, e interesant aici că discutăm despre faptul că primiți niște mesaje, niște vești foarte bune pentru voi, vești care vă încurajează să începeți lucruri noi. Pentru unii, pentru alții discutăm despre persoană nouă, despre o persoană nouă pe care o cunoașteți și care vă ajută, vă oferă niște sfaturi chiar pe sufletul vostru. Iarăși, văd aici că faceți ceva nou, încercați niște, nu știu, un fel de mâncare nou. Schimbați ceva în viața voastră și hai să vedem ce anume se întâmplă. 7 de monede, o așteptare și niște bani care vin către voi. Vin așa încet, dar sigur, parcă v-a venit o idee, ați plantat acolo o semință și acum stați așa și așteptați să vedeți cum cresc roadele, să vedeți ce anume se poate întâmpla, cum anume pot izvorâ lucrurile de acolo. Și rezultatul final, puterea, foarte frumos, dragii mei. Da, exact ca o motocicletă, da, n-am ce să fac, sunt într-un oraș agitat, da. Da, eu tot dezvălui lucruri la voi, da, și ieri a fost la fel, nu știu de ce, n-am nimic cu voi personal, dar tot dezvălui lucruri așa. Așa a fost să fie, da, poate e cu un scop. Văd aici că vă simțiți foarte puternici, da? Posibil să vă simțiți ușor provocați de toată această poveste și chiar să vă simțiți așa pe cai mari, pe un piedestal, cumva să căpătați mult mai multă încredere în voi, dragilor, și asta este foarte, foarte bine. Deci elemente de noutate, posibil finanțe și de asemenea în zona prietenilor, posibil iarăși să fie activă, dar iarăși și vești frumoase, vești bune pe care le primiți, noutăți pe zona aceasta emoțională. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, asul de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, regina de bâte. Ok, o noutate pe care o primiți de la o femeie din viața voastră, o femeie care mereu vă ridică moralul, vă sprijină, e o femeie pozitivă, așa ca o pisicuță. Se învârtă pe acolo și vă susține foarte mult, da, această persoană din viața voastră. Și ce anume se întâmplă este 7 de monede. E posibil să aflați de niște bani, da, că îi primește această persoană sau niște bani pe care voi îi primiți, dragii mei scorpioni, în această zi. Niște roade, da, pe care le culegeți și rezultatul final este un paș de monede, deci numai monede. Eu tind să cred aici că cineva vă încurajează pe voi foarte mult și văd că aveți de învățat iarăși în această zi sau învățați lucruri noi la modul general vorbind.
E o zi plină pentru voi, o zi în care zona aceasta materială este foarte activă. Tot ce ține de mâncare, haine, bani, tot felul de activități din acestea materiale, da? Sau învățați despre lucruri din acestea fizice în această zi. Și asta este bine, dar repet, aveți aici o femeie care vă încurajează și care vă aprinde pur și simplu o flacără în inimă și asta este extraordinar de bine. Dragii mei săgetători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 10 de spade, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 9 de spade. Of, dragii mei săgetători, foarte mult stres aici la voi, foarte mult stres, da? Mult, mult stres și nu-i de mirare că la ceea ce se întâmplă pe cer e normal să fiți și voi stresați. E adevărat, ceva se termină, ceva a ajuns la final, ceva pur și simplu a rămas acolo la pământ în viața voastră. Nu știu despre ce e vorba, dar ceva s-a încheiat, poate în trecut sau poate chiar acum e în acest stadiu de încheiere. Și ce anume se întâmplă este regina de bâte. Dacă sunteți femeie, văd aici că vă luați toate forțele și încercați pe cât posibil să-i bine dispuneți pe ceilalți, să-i încurajați, să fiți alături de ei. De asemenea, dacă sunteți bărbat, posibil să aveți parte de o astfel de femeie, dar chiar și dacă sunteți femeie, da? Deci ori sunteți voi, ori o altă persoană care vine și vă încurajează și vă scoate din tot acest impas de aici. Dar eu tind să cred că e vorba despre o persoană care vine și vă scoate, da, mai mult din acest impas decât decât să fie vorba de voi, da. Dar repet, energiile sunt interșanjabile, deci nu zic nu. Și hai să vedem, rezultatul final este turnul, da, turnul care îmi spune că ceva se cam prăbușește posibil, ceva ce era pe o bază stabilă până acum să se cam dărâme posibil, cineva să-și cam arate colții, dragilor, în această zi. Tot turnul aici îmi spune că ceva a fost construit pe o bază instabilă și abia acum se face o mică mare curățenie, ca să spun așa. Posibil să priviți spre noi orizonturi, posibil să priviți lucrurile de la o altă înălțime, da? Începând cu această zi. Și asta e bine. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația regele de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 9 de cupe. O împlinire foarte mare pentru voi și foarte bună aici. Discutăm despre faptul că o persoană anume din viața voastră, un bărbat, asta dacă sunteți femeie, da? E un bărbat aici care vine și ori are o împlinire și vă bucurați și voi, ori pentru alți capricorni discutăm despre zona aceasta financiară care este activă aici la voi și este foarte bine aspectată. În egală măsură puteți să fiți și voi și să vă simțiți împliniți cu ceea ce aveți și pur și simplu să țineți foarte mult cu dinții, ca să spun așa, și să fiți mai economi din fire în această zi, în ciuda faptului că sunteți într-o dispoziție foarte bună. Și ce anume se întâmplă este justiția. Poate să fie vorba de faptul că în sfârșit primiți un răspuns pe zona actelor, zona justiției, zona instituțiilor publice. Dar în egală măsură tind să cred că pentru unii capricorni discutăm și despre o idee de dreptate divină care vi se face astăzi într-un domeniu anume din viața voastră și rezultatul final este 4 de monede, iarăși această energie de închistare. Poate ați ținut voi cu dinții că așa e ca voi într-o situație și până la urmă se dovedește că așa e ca voi, da? Văd de asemenea că e o zi așa cu meditație, o zi în care parcă primiți răspunsuri de sus, e o zi mai aparte pentru voi, e o zi în care descoperiți lucruri care chiar vă surprind destul de mult, aș putea să spun. Și asta este bine și vă și împlinesc, nu numai că vă surprind. Dragi vărsători,
Să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Aveți așa roata destinului, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, moartea. Ok, dragi vărsători, o transformare profundă la orizont pentru voi. Până acum parcă jonglați voi între două locuri de muncă, între două situații, între două relații. Ei, în sfârșit se produce transformarea și în sfârșit roata destinului se învârte favorabil pentru voi. Și asta este foarte bine. Poate chiar se duce această stare de sărăcie, de singurătate. Reușiți să finalizați ceva anume. Sunt energii puternice aici, aveți două arcane majore, deci simțiți aceste lucruri cam câteva zile bune până acum. Să vedem în continuare cei. Și aveți aici diavolul, da, deci puteți să simțiți energiile mult și bine, da, câteva zile bune, chiar toată săptămâna. Lucruri ascunse care nu prea fac bine, da, care e posibil să vă tragă înapoi, destinul vă duce într-o direcție, dar e posibil ca voi să nu acceptați acest final, posibil să nu fiți de acord cu ceea ce se întâmplă și să încercați acolo să mai trageți sfor, să mai insistați pentru unii dintre voi. Și hai să vedem rezultatul final, este regina de monede. Acum, dragilor, prin acest, mă rog, prin cartea aceasta, diavolul aici, m-aș gândi că poate discutăm, da, și cu regina de monede, poate discutăm de zona aceasta financiară care capătă o prea mare importanță, cumva ori e posibil să căpătați voi o încredere mai mare din acest punct de vedere. Posibil să fie vorba de faptul că reușiți să vă stabilizați din punct de vedere financiar pentru unii vărsători, nu pentru toată lumea, să primiți niște bani în acest sens, în special dacă sunteți femeie, vă văd foarte bine aspectată. Iarăși posibil să intrați în contact cu o persoană, cu o femeie care este foarte stabilă din punct de vedere financiar, e o femeie darnică, iubitoare, o femeie care vă susține foarte mult, dar e o perioadă în care această doamnă, domnișoară din viața voastră are o misiune aparte, ca să spun așa. E ceva profund acolo și e ceva care ține de destinul vostru. Și e ca și cum vă scoate așa în evidență anumite defecte pe care le aveți, anumite lucruri care nu sunt foarte pozitive, da, pentru voi, niște bubițe pe care cu toții le avem, da, fiecare are bubițele lui. Dar per total lucrurile sunt foarte bune aici la voi. Dragii mei peștișori, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată, care sunt energiile. Și aveți așa situația 4 de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 10 de spade. Da, parcă ceva ajunge la final, dragii mei peștișori, și parcă sărbătoriți ceva în acest sens pentru unii dintre voi, pentru alții discutăm despre o, nu știu cum să vă spun, dar așa simt că unii parcă participați la un eveniment din acesta mai puțin plăcut, la o încheiere, da, sau nu știu, poate cineva iese la pensie, poate mergeți la o pomană, la ceva de genul acesta, da, pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, da? Nu toți peștii merg, da, în această direcție. Văd iarăși aici că parcă sunteți stresați cu privire la finalitatea unui proiect, la finalitatea unui unui proiect, da, sau a unei mici mari reîntâlniri. Și hai să vedem ce anume se întâmplă. Doi de bâte, discutăm despre o așteptare sau despre niște vești pe care le primiți de la distanță. Posibil să fie vești care au legătură cu o întâlnire, cu o celebrare, ceva de genul acesta. Și iarăși zona internetului este foarte activă la voi, deci posibil să discutați cu o persoană care este la distanță față de voi și să aflați că această persoană celebrează ceva anume. Și rezultatul final este cumpătarea sau temperanța. Poate reușiți să echilibrați lucrurile, poate e nevoie să vă împărțiți în două locuri și atunci reușiți să treceți cu brio de acest test, dragii mei peștișori.
De asemenea, posibil să fiți puși într-o situație în care e nevoie să împăcați pe cineva, da? Sau sunteți bucuroși că cineva aflați de o împăcare, da? Pentru unii dintre voi. Pentru alții e posibil să primiți un mesaj pe zona internetului de împăcare sau un mesaj din acesta pentru a face pace cu cineva anume din viața voastră. Nu vă gândiți neapărat la dragoste, că eu v-am mai spus, nu sunteți alături de dragoste, da? Poate pur și simplu de un prieten, o prietenă, dar cineva vrea să faceți pace sau cineva vine către voi cu gânduri pacifiste. Dragilor, acestea au fost etalorile și de această dată. Eu vă pupăcesc, vă iubesc, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la alte filmări.